Salut, traderilor, aici pe păr la un Zipul pe episod din cealaltă. Sims 4, episod pe Fabulos! Geagicii, în care vreau să vă prezint ce am făcut off-camera. Bine, nu prea multe chestii, decât o singură chestie care poate fi foarte importantă. Dar, totuși, vreau să facem multe, multe chestii în episodul ăsta, pentru că nu mai pot, deci nu mai pot cu întunericul din casă, nu mai pot cu vechiturile astea. Nu mai avem numai vechituri, frate. Uite și tu, vechituri. Și, pentru că tot l-am. Bine, hai să zicem că Gigel l-a adoptat pe Cristian Cuceritorul, pe care, bineînțeles, l-a trecut pe numele lui, că, na, dacă îl făcea, nu putea să crească așa de repede, deși în Sims orice este posibil. L-a adoptat pe Cristian. Cristian, care este teen adult, nici măcar adult, nu e oarecum un 18-19 ani legit. Și o avem pe Nancy, care e între patru pereți și probabil va muri curând. Pentru că așa mi-a spus un ardei să fac și așa am făcut. Ok. Deci, după cum am spus, nu mai pot cu toate astea. Nu mai pot nici cu Gigele, te dau afară, nu știu, să mori tu curând, rămâne Cristian aici pe casă. Bun, nu uita și tu să apeși butonul de like. Dacă îți place această serie de Sims și vrei să pun cât mai multe episoade, poate chiar zilnic, cine știe. Deci vreau să văd cât mai multe like-uri. Ok, trecem pe building mod și îi dăm blană pentru că așa nu se mai poate. Nu, nu, nu dăm remove deocamdată la ușă. O să dau remove în sim la toate porcăriile astea. Asta ar fi bucătăria. O, ce aș mai cumpăra? O, în fine, nu, lasă, modificăm singuri. Poc, vindem. Da, mă, lasă-mă cu toate astea. Ok, vindem patul, vindem asta, vindem asta, pentru că nu o să mai avem nevoie de chestia pentru televizor. Asta nu o vine, știți cum e românul, când mută, dă afară chestia, așa că n-am nevoie. Bun. Pentru început, aș avea nevoie de niște lampe. Ia să vedem, nu de astea că sunt sătul. Ceva pentru pereți. Kids Wall Light. E, uite ceva pentru copii. Pentru că tot eu sunt copii. Dă-te mă de aici. Ok. Punem un aici. Un aici. Și un aici. Bun. Super șmecher. Acum că am modificat asta, aș vrea să punem un covoraș de la frumos. Avem parchet pe jos și se vede cam urât doar așa. Parchet? Nu, no, nu, no, nu-mi place. Nu mai pot cu parchetul. Uite ce covoraș frumos, nu? Chiar arată super bine. Unde te duci? Bed. Bun. Aia las-o acolo, mă. Vreau ce vreau. Nu asta, nici asta. Asta. A, ce zici? Dar nu aici. Stai. Cred că așa e ok. Bun, o luăm așa, cameră cu cameră, știi? Wow, deci nu mai pot cu muzica asta, dar las-o așa, lasă că oricum o să dau eu mai încet când montez. Și ați văzut că m-a dat cu maximum de bani la Cristian pentru că n-a mai trebuit să cumpăr o casă, m-am mutat direct. Și luăm televizor de ăsta pe șestache, de ăsta inteligent și că de-l pui pe pereți. Și arată chiar foarte bine. Deci deja începem să modernizăm, nu? Desk, perfect. Punem și un birou așa, frumos. Da, știu că avem deja PC, dar vreau să am două. Adică în caz că o să aduc mai mulți oameni în casă să nu se certe șmecheri ăștia pe ele și să aibă fiecare unde să stea. Perfect. Ne aducem înapoi tabloașul pe care, sincer, nu știu unde să-l pun. Ah, ba da. Deja am o idee. Nu, stai că vreau să pun în altă poziție. Așa. Da, uite așa chiar merge și arată foarte, foarte frumoasă camera, deși aș mai fi pus
Aș mai fi pus ceva de genul. Nu, lângă televizor chiar arată super tare. Bun, cu camera asta am terminat, adică părea mai că arată foarte bine. Acum ar trebui să trecem la baie, care arată cam... urât, 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 vindem tot, vindem absolut tot. Îl vindem și pe Gigel dacă se poate, doar să facem ceva nou. Bun, aș mai mări puțin... Nu, baia chiar nu trebuie mărit, adică... Aș mări-o sau aș micșora-o pentru că e prea lungă, știi, adică... La lățime stă cam prost, la lungime bine. Nu știi ce, las-o așa, las-o așa. Ok. A, stai puțin, am schimbat ce trebuia schimbat. Wow, stai, stai, stai. Unde muzica? Unde muzica? Nu mai pot cu muzica. Game options, audio. Wow. Perfect, deci fără muzica asta din Sims, perfect. Tapet? Nu, stai. Wall? Stai, mă. Cum naiba zicea? Color... N-ar putea fi și asta, stai puțin. Nu, nu, nu. Tablouri, nu, de-astea nu. Ok, asta-i. Asta, mă, uite asta, bun. În dormitor zic să punem ceva mai viu. Dacă tot avem foarte multe culori în dormitor, să punem o culoare, nu știu, interesantă, gen un galben. A? Să vedem mai întâi cum arată. Și dacă se potrivește cu ce avem prin cameră. Eu zic că arată foarte bine, tu ce zici? O să nu colorăm televizorul, deja are color. Eu zic că arată chiar foarte, foarte bine. Acum, cred că am terminat în dormitor. Nu, galben, nu. Acum trecem la baie. Și în baie, cred că oricine ar pune un... Nu, stai, în baie, cred că oricine ar pune mai întâi lampe. Dar ce... Ce lampe să punem în baie, că nu cred că punem tot astea de copii. Astea ar merge pe... A? Nu, stai, stai. Cred că astea ar fi potrivite. Nu de alta, dar nu vreau să fie aceeași chestie în toată casa. Trebuie schimbat, totuși. Chiar se potrivesc. Bă, de ce nu m-am făcut eu, mă, designer sau arhitect, a? Bine, mai mult designer, că, na, cu arhitectura nu prea pot. Deci, cum îi zicea? Wall. A, nu, iar am pierdut. Stai, vreau să mă duc aici. Wall patterns. Wall patterns. Bun. Oricine, nu-mi prea... Stai, pleacă-mă. Nu prea îmi plac chestiile astea cu bulețe, nu știu, parcă mai urea. Așa că punem un albastru mai închis și un... Bleu, nu știu, un turcoaz, mama măsii, nu prea le-am eu cu culorile. Și pe porțiunea asta, bun. Arată chiar perfect. Nu știu, în schimb, ce... Ia, stai puțin. Trebuie să pun și în baie ceva, bănuiesc. Dacă aș pune ceva de genul... Păcat că... Nu pot să fac mai mic, știi? Nu. Pe albastru l-aș fi pus. Opa, asta e mai... uite câte avem mai sus. Perfect. Sau în baie să pui... Nu. Ceva... ceva. Ceva rotund, nu știu. Cu steluțe, nu? Tu ce zici? Vrei cu steluțe? Am putea merge cu steluțe. Stai că dacă... Dacă pun peste, nu știu cum o să arate. Dacă pun ceva de genul. A, nu arată chiar urât. Am putea, știi?
Bun, steluțe în baie, eu zic că merge, doar că a rămas porțiunea asta neacoperită. Dacă pun asta. Oh, perfect, un fel de covor din ăla cu bine ai venit, știi, welcome. Chiar arată perfect. Bun. Toilet. Să ne băgăm la o toaletă de aia de fițe. Dar stai să vedem cum le așezăm. Nu aș vrea chiar să fie în același fel, totuși. Deci, episodul ăsta ne ocupăm de casă. Probabil episodul viitor o să ne ocupăm de Sims. Bun. Aș vrea să pun. Nu, nu, nu. Cred că tot așa e cel mai potrivit. Și tot o cabină de duș, zic eu, cel mai bine, double. Bani am mai avea, dar trebuie să ne ocupăm și de celelalte camere, totuși. Și zic că asta ar fi perfect. Bun. Chiuvete. Tot așa undeva. A, uite că pot să pun și culoarea pe care o vreau, observ. Ce naiba, o pun pe jos? Nu, nu, nu. Albastru nu aveți, doamnă. Nu, îmi pare rău, pe albastru nu avem. Uite, o punem pe asta atunci. Și mai luăm una. Ia zi, e baia noastră completă sau nu? Eu zic că e. Chiar arată foarte frumos. Cine a lăsat ușa deschisă la baie? Întotdeauna se spune să nu lași ușa deschisă la baie. Acum, bucătăria. În bucătărie, chiar n-am idee. Uite, asta trebuie luată de aici, trebuie pusă asta, logic. Ăsta, am uitat cum îi zice. Asta e ceva, trebuie să fie ceva cu cooking. Nu, stai. Așa, 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 ăsta, ăsta. Luăm, stai, e pe culoare, da, ar fi pe culoare, dar în fine, să zicem. Fridge. Aici știu că e refrigerators. Vezi? Ăsta. Și ce am putea lua? Ăsta arată mai pro, așa, a? Ce zici? Și astea o să le las. Astea o să le las pentru că e o culoare frumoșică și nu arată chiar urât. Pe jos ar trebui să pun ceva. Dar ce? Ce-ar fi potrivit pentru bucătării? Wow! Un pic cam mare, nu crezi? Cred că e cam mare, da. Pe asta l-am luat, cred că. Bine, aș fi putut schimba culorile, observ. Nu, nu-mi place. Nu îmi place, arată chiar urât. Cred că în bucătărie. Da, știi de ce? În bucătărie chiar nu avem nevoie de covor sau de ceva, pentru că în caz că mai pică ceva pe jos, e mai ușor să cureți faianță sau grezde sau ce e pe jos decât să dai așa cu peria pe covor ca un țăran. Deci e mult mai ok, după părerea mea. Uite și tu cât de frumos arată. Chiar arată frumos. Deci e perfect să te joci acum. Acum, sincer, aș vinde absolut tot de aici și aș reface. Ah, ok, bun, deci nu ne-am ocupat să punem aici în sufragerie sau living sau ce dracu e asta. Chestiile astea, mă, wall patterns, ce aș putea pune aici? Punem, nu știu, ceva de genul. Un mov. Bine, un mov mai deschis, nu știu, spre roz. Bine, nu e roz deloc, e un mov mai deschis. Dar arată chiar șmecher, pe bune, chiar se potrivește. Punem și aici, bun. Acum, lamps, bineînțeles că tot pentru perete.
Lightbox. Uite, uite astea, astea chiar se potrivesc. Așa. Dar nu știu, ușa, deci ușa e așezată ca dracu, pe bune. Chiar ca dracu e așezată ușa, n-am... În fine, nu știu. Las-o așa totuși, las-o acolo dacă alte idei n-am. Oricum tu pleci de aici, deci tu o să pleci. Stai să pun una aici, una aici și una aici. Și una aici. Și zic că am cam terminat treaba pe azi în casă. Părerea mea e că arată chiar foarte ok. Și aștept părerile voastre în comentarii. Să nu uitați, hai pleacă de acolo, las-o pe Nancy să moară, ce-i faci? Așa, să nu uitați să lăsați și voi un comentariu și să apăsați butonul de like, desigur. Și să-mi spuneți dacă vă place ceea ce am făcut până acum în casă și ce ar mai fi nevoie să schimbăm. Ia uite, ăsta se joacă de turbează, cred că se joacă ceva LOL, Dota. Aia, ceva jocuri de aia de prin anii 70. Păi, cam atât din acest episod Ardeilor. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, desigur, nu uitați să apăsați butonul de like. Cred că am repetat-o de 5 ori, dar nu contează. Ia uite-l pe Gigel, deja s-a dus pe Giagiki, se joacă și el, probabil se joacă multiplayer cu Cristi. Deci, da, cam atât din acest episod, eu am fost pe păr. Ne revedem în episodul următor. Bye, bye!